ragazzi, am fost la Beauty District cu matei de dimineață. Mi-am făcut părul, chiar dacă acum e prins. Așa. Și acum mă schimb pentru că îl duc pe Mati la mama. I-am dat și de mâncare. Ne-am plimbat puțin și prin parc astăzi, după ce am plecat de la Beauty District. Mi-am făcut bagajul de echipament. M-am machiat și mă duc la mama. Îl culc la 1 și plec către filmare. Sunt super mega entuziasmată. Acum încerc să-mi schimb pantalonii fără să vedeți voi. Că n-aș vrea să vă arăt cum o schimb. Așa, au. Sper să nu mă rup unghiile, cum eu am crescut. Ziceam ceva cu unghiile scurte în ultima perioadă și acum dacă vine secretele astea mi se par lungi. Nu știu exact de ce mi se par lungi. Ia zi. E greu să tragi blugii pe tine cu o singură mână. I know. Sper ciudat că îmi propusesem ca spre acest sfârșit de an, cumva, să nu mă mai aglomerez atât de tare. Stați-mă, domnule, și poate să fie lumina, ok, așa. Îmi propusesem ca spre acest sfârșit de an să nu mă mai aglomerez atât de tare, ca să mai am mult timp să fac și chestii prin casă și cumva să am mai mult timp să învăț, să și petrec timp cu mine. Dar, sincer, au apărut niște oportunități atât de mari încât îmi dau seama că dacă le ratez, adică știu că îmi va fi mai greu să fac toată treaba asta cu să nu mai mă aglomerez și știu că va trebui cumva să trag foarte tare de mine și să intru în super focusul ăla, gen work, și să realizez lucruri, dar sunt niște oportunități atât de mari încât e păcat să le ratez, înțelegeți? Și eu sunt gen de persoană care când vede o oportunitate nu se mai gândește și nu mai, adică I seize the opportunity, ca să zic așa. Eu când văd ceva și vreau ceva, forță înainte. Îmi place foarte mult cum arată culoarea și cum se vede culoarea. Da. Și mă bucur de mesajele voastre. Mi-ați dat mesaje și mi-a zis că vă place și vouă foarte mult tunsoarea și culoarea și mă bucur. Bun. Mă duc că l-am lăsat pe pitic jos ca să mă schimb eu repede și nu vreau să-l las prea mult timp singure la acolo. Așa, mă duc să-l îmbrac și pe el, să iau, să-i fac băgăjelul, să-i duc niște hăinuțe și da, o să înceapă aventura de astăzi. Doamne, sunt așa de entuziasmată, abia aștept. Guys, am ajuns la filmare cu Khaled. Aștept, vizită la niște apartamente sus, probabil că să aleagă apartamentul în care vom filma. Și eu aștept aici jos. Am echipamentul cu mine. Astăzi o filmez cu așa, trebuie să vă arăt și vouă așa în mare echipamentul, în caz că vă interesează. Cam așa arată setup-ul de astăzi. Avem A7, 24-70, un 19 de la Sigma, 50 de la Sony și un 16mm de la Sigma. Și mă rog, încărcătoare și alte chestii. Da, cam așa arată setup-ul de azi din punct de vedere echipament. Sunt foarte curioasă ce o să am de făcut. Mi s-a părut cumva foarte tare că mi-a zis să-ți iei camera de repiedul, mi-a zis cardul, toate cele. Adică simt că o să filmez astăzi, ceea ce e foarte tare. Mi-a cerut și portofoliu aseară. Nu mai știu dacă v-am zis aseară. Aseară eram atât de entuziasmată și pur și simplu simțeam că plutesc și eram în cu totul altă lume, încât nu mai știu dacă v-am zis că mi-a cerut portofoliu, dar mi-a cerut și portofoliu ca să vadă și să înțeleagă ce am făcut până acum, ce știu să fac, cam care mi este nivelul. Sper să considere că am un nivel bun. Deci eu sunt mândră așa de mine și de ce fac eu. Cu siguranță mai am de învățat, mai ales la nivelul ăsta de producție, pentru că una este când faci tu totul singur și alta este că e cu totul altceva să te coordonezi și cu alți oameni și să lucrezi în echipă. Este cu totul altceva și asta se va întâmpla aici, asta o să învăț aici, o să învăț ce înseamnă o producție mare. Deci e
perfect, e fix ceea ce îmi doresc, fix ceea ce, nu știu, nu pot să-mi scot acest zâmbet de pe față, mi se pare genial. I'm so happy. Am ajuns în apartament, aici o să filmeze, s-a mutat pe aici puțin mobila, ca îndatoriri până acum am avut pur și simplu să deschid ușile și se aranjează aici în bucătărie mâncărică. Și acum aștept să urce Khaled cu lumini și restul echipamentului, pentru că... Deci, fiți atenți, asta este echipamentul lui. Și le-ai al meu. Și plus că el mai vine și cu lumini și cu alte chestii. O să fie drăguț, o să fie foarte drăguț. Și apartamentul ăsta este superb. E novum apartment. Unde suntem noi, e super. Uitați-vă în ce mică geamă. Deci este absolut superb. Plăti foarte mult. Și deja am înțeles și niște, aici avem și un balconaș. Deja mi-a zis, îmi place foarte mult că îmi explică chestii cale, adică deja mi-a explicat de ce a ales apartamentul ăsta, deși închiriase inițial altul, a fost foarte tare. E drăguț. O să vă povestesc mai multe. Sper să reușesc să filmez destul de mult pe aici, nu știu cât o să pot, pentru că vă dați seama, în primul rând trebuie să muncesc. Dar în orice caz o să vă povestesc tot ce știu.